Nu m-am putut abține, mă, băi, și fete, și a trebuit neapărat să dau cu hack-ul pe polițiștii care m-au oprit pentru a le lua banii din conturi. Că merge să iau banii. Mama, a mers. Deci, mă, băi, și fete, haideți să vedem împreună ce a făcut un video de astăzi și stați până la final dacă doriți să vedeți cu cine m-am întâlnit pe acest server de Rage MP. Joacu! Mamă, ce băiatul. Si, zice NP-ul cu încă la asta? 3754. Da, 3754. Și pune. Da. Ai plătit taxa? Nu. Ești cam nevoie să o plătești. Păi da. Poftim? Exact. Da, doar bancar pot. Păi da, doar bancar. Perfect. Poftim? Am zis că e perfect. Păi da, noi nu acceptăm alticăi. Dacă vă gândiți la alte chestii. 3754 este CNP-ul. Ești civil? Da. 40 de ani. Cum e CNP-ul? 3754. Gata. Să-mi zici un cine pe să trec aici. 206. Doar atât? Da. Gata. Mersi. O, șefule, văd că sunt care mată. Dau apă? Dacă ai o apă, ar fi perfect. Deci... Îi dai tu sau îi dau eu? Hai, îi dau eu. Da. Mersi frumos. Dacă ești drăguț, poți să mai stai pe aici, un minut. Ai auzit? Ia uite. Sistemul nostru a detectat o tranzacție frauduloasă. O tranzacție frauduloasă. Aoleu, s-a gata, am făcut eu. Bă, Gecuță, nu vrei să mai stai un pic pe aici? Nu. Hai, tati. Azi, a venit cu... Hai să vorbim ce. Nu, că mai am pauză 2 minute, mă, să iau că... Vrei să ai propriul tău joc pe Magazin Play? Ori ai vrea să faci un venit pasiv? Pe projectgames.com puteți să cumpărați jocurile sau proiectele lor, după care voi doar trebuie să le publicați. Tot ce trebuie să faceți este să adăugați produsul în coș și să adăugați codul WEBSTORE.K pentru 10% reducere. Ceva ilegal la mine, nu prea cred. Bună ziua, bună ziua. Ce s-a întâmplat, domnule polițist? Să trăiți, să trăiți. Desigur, ce domnule, că sunt aici în torpedo. Domnule, buletinul. Permisul, da. Da. Și ce, mai trebuie altceva? Și buletinul. E tot o regulă de polițist. Am mașină și am să vă scriu procesul și am să revin. Ok, dar ce s-a întâmplat, domnule? O să vă pun, o să vă cumule după aia. Oh, ok, ok. Păi asta e așa, bă. Că m-am supărat. Că merge să iau banii. Mama, a mers. Da, desigur. Poftiți, domnul, procesul. Mulțumesc. Da, uitați așa. Da, ce am făcut, domnule? Așa, să coborăți de mașină. Ok. Deci în baza mea de date dumneavoastră figurați fără permis. Cum facem? Fără permis, domn polițist? Păi nu am arătat polițist, nu am arătat permisul. Eu înțeleg, dar în baza noastră de date, dumneavoastră nu figurați ca și cum ați avea un permis. Spune domnule cu... Așa, să părăsească zona. Păi și atunci, domnule, de unde am permis? Adică l-am făcut tot la poliție. Ok, dar în baza de date nu aveți permis. What the fuck? Chiar nu știu ce s-a întâmplat, domn polițist, adică vi-l mai arăt odată. Vi-l mai arăt și dumneavoastră să observați. Arătați-mi și mie. Uitați. Mergem să verificăm ceva. Da, da. Stați 2 secunde să termine colegii acolo și după aia vorbiți cu colegul, da?
Ok, ok. Curiați-vă mașina pe Maro. Da, desigur, gata. Păi, puteți, spuneți-mi pe cine căutați, cu ce vă ajut. Poți să închid geamul după polițiți, vă rog frumos. Nu, lăsați-l așa. Păi dacă vine cineva și fură din ea. Nu fură. Ok. Da? Oricum, venim înapoi la mașină, stați să venim. Oh, înțeles. Haideți la mașină, colegul la mașină. M-a luat poliția. Intră pe aici, că te ajut eu. Ok, ok, mulțumesc. Dar chiar nu știu de polițiți, adică i-am dat tot. De permis, tot. Da, deci... Doi și-a zis? Poftim? Ce mașina da, mai spuneți-mi eu dat. Charger negru. Păi și de polițiți, dacă nu am permis în baza dumneavoastră, dar ce se întâmplă? Fac pușcărie? Aolo. Da. Acum nu știu câte sunt în oraș, dar vă spun sigur că este. Ok, număr ceva de matriculare aveți? Păi asta e că nu am apucat să-i fac un pune pe telefon. Am înțeles, bine, haideți că o să-l trage colegilor și o să-l avem în atenție. Hai colegul, okay, să vedem. Ok, mulțumesc mult. Bine, să trăiți. Ce s-a întâmplat cu domnul? Un charger negru care vorbea pe telefon mereu când mergea pe în oraș. Nu mi-a zis de backplay, mi-a zis că conducea un charger negru și avea telefonul în mână. Dar nu are număr de matriculare. Mamă, bă, cred că m-a încandus. What the fuck? Nu, așa, dar în fine. E ok. Că de ce mai întâmplă. Dar ce e aici, domn polițist? E bine, dacă nu știu ce e aici. Eu nu știu. Vin. What the fuck, bă, unde mă duc, domn polițist? Dar de ce nu mă duceți la secție, domn polițist? Nu-i secție. Poate la perete să vă dau căducele lor de cacie. Ok, haideți aici. What the fuck? Să vă aruncați permisul pe jos. Ok. Aveți o mie la dumneavoastră? Da. Ok, aruncați-o permisul pe jos. Gata. Și haideți aici, vă rog, vorbiți cu doamna și ea îmi va spune exact dacă dumneavoastră aveți permis sau nu. Ok. How can I help you? Spuneți-i că vreți să susțineți testul practic. Da. Bun, deci văd că mașina s-a pregătit deja, e problema de la oraș. Am înțeles. Haideți să vă spun de ce m-am adus aici, să prestați-a puțin. Okay. Sunt multe persoane care li se ia permisul și prietenii lor le dau permisul. Lor și ei fac altul, știi? Am înțeles, da. Și chestia asta nu apare în baza de date. Tu cum că ai avea permis și eu am crezut că tu ai făcut chestia și de asta te-am adus aici. Ca să văd dacă tu poți să-ți faci permisul sau ți-au confiscat un permis în urmă cu 12 luni. Ai înțeles? Da. Hai, tu te dă de permis acum. Ok, perfect. Și gata, e tot în regulă? Da. Am înțeles. Deci mă lăsați în pace, nu? Da, după sunați un număr să vă duc. Am înțeles, bine, vă mulțumesc. Mamă, bro, what the fuck. Bă, am crezut că mă duc aici, fiind o zonă de asta mai suspectă, și ce zic? Hai de capul meu. Păi atunci, bă, să dăm testul de ăsta, examen, cum ar veni. Mamă, cum sună golful ăsta, ești nebun? Mamă, e poliția acum pe oraș. Bă, chiar nu știu de ce nu arăta permisul în baza lor de date. De asta chiar mi s-a părut foarte ciudat. Bă, pentru prima dată am crezut că este o locație de asta random, unde să mă duc în uțul să mă întrebe ceva sau să îmi zică de jobul de hacker. Cred că au văzut că nu am permis și da, chiar nu știu de locația aceea că acolo vii să-ți faci examenul. Cum ar veni, am fost foarte înțelegător domnului poliției și vreau să-l mulțumesc pe această cale dacă se uită la acest videoclip că m-au lăsat în pace. Ia, cred că cam atât a fost și examenul auto. Ia să reparcă unui mașină aici. Și felicitări, ai obținut permisul de condus categoria B pentru 100 de ore, am înțeles. Mă, mă scuzați, acum că nu mi se încarcă texturile, chiar nu știu care este problema. Hai să sunăm la un Uber. Bă, mergea schema pe domn polițist, dar na, deja băieții s-au prins. Dacă ții telefonul în mână deja că ești hacker, deci da, îmi prea e vine asta. Hai să sunăm la un Bolt, să vedem dacă ne poate ajuta să ne ducă la un garaj. Mă, uite cine vine după noi, arabul, cu un galivanter, SVR, what the fuck. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua. Domnule, bună ziua. Dacă vă pup pune pe OSU, stați așa puțin. Da, uitați. Acolo, la un garaj. Ce mașină frumoasă. E împrumutată, nu e? Ah, am înțeles. Nu, chiar e împrumutată, nu furată. Da, înțeleg. Nu, spuneți că e împrumutată, să-i așteaptă cu furată. Da, aici, pe stânga. Vă mulțumesc frumos.
poze frumoase. Și acum avem noi permis de categorie B, ia să-l pun eu aici sus, să-l avem. Și acum cred că nu ar mai fi probleme, nu? Adică dacă o să dăm de domnii polițiști, o să-i întrebăm din nou. Sper acum doar să nu am eu probleme cu caracterul și n-a să fie resetat sau ceva, dar nu prea cred asta. Parcă îmi trebuie eu să mă duc să-mi pun acești bănuți în bancă. Avem aici depunere, o să ne punem, nu știu, 26-25 de mii. Da. Nu cumperi niște fum kit de roți? Nu, vă mulțumesc. Fum roți? What the fuck? Am venit puțin pe la poliție să văd cam ce pot să fac pe aici. Și aș dori să-mi plătesc un cazier sau amenzile, să vedem dacă avem amenzi. Amenzi, m-am uitat, nu ai amenzi neplătite. Caziere am, plătă unui cazier. Aș dori să plătesc cu cardul, dar nu am. Mamă, putem să ne achiziționăm un număr de matriculare preferențial. Prețul unui număr de matriculare preferențial este de 600 de mii. Mulțumesc pentru informații, nu am nevoie. Vă mulțumesc, o zi frumoasă, domn polițist. Mergem noi așa și băiatul ăla stă acolo. Trebuie cumva să prindem aici. Tintă găsită, se încarcă conectarea. Bă, dar s-a dus băiatul, bă. Bă, dar a dat fail, mă, dar nu știu de ce m-a mai apărut la acolo. Hai de capul meu. Îți vine domnul. Îl luăm pe domnul Uber, care ne-a ajutat, din păcate, dar ce să facem, trebuie să-mi câștig și eu existența până la urmă, nu? Stai puțin, domnul. Ce ai făcut, coaie? Ce faci, coaie? Mă mai cunoști, coaie? Nu, au. Mamă, ce mașină ți-ai luat, pule! Vai de pula mea, pule, ce mașină ți-ai luat! Bă, ce interior are să-mi bat pula, coaie! Bă, coaie, bă! Joacă! Mamă, ce mașină ți-ai luat, vârul, bă! Ce mai faci, bă, vericule, bă? Ce să fac și eu pe aici, prin oraș? Bă, nu te-am mai văzut de mult, bă! Da, bă, vericule, bă! Nu, mai bine. Joacă! Hai să ne dăm o tură cu Lamborghini ăla, pulă, să vezi ce mi-am luat eu. Mamă, ce frumos e. Hai să dăm o tură, pulă, să vezi ce mi-am luat. Coaie! O, aici interior, coaie! Piele, full piele, coaie! Motor V12! Motor de Lamborghini pe el! Ce zici, pulă, de ăsta? E fain, bă, e fain. E o țâra varia, pulă, dar mere. E a tău? E a meu, pulă, cu... Am... Tot la el, dacă vrei să-l cumperi, îți dau fiscal pe loc, tot. Acte în regulă, pule. Cât costă? Ăsta e minimul, frate. 20.000 minimul de euro. 25.000 am dat pe el. Păi unde l-ai găsit așa de fiscal? Păi, pici afărule, pe târguri, prin astea, pe figuri. Joacă! Păi numai și-am zis că n-am zis joacă, ue! Păi au venit băieții la mine, frate, și mi-au dat gratis mașină. Ce vorbim, mă, coai? Na, pe ce zici de aia, pulă, că și asta e faină, dar pe și asta e faină, zi tu. Faină, e faină, place. Da, e și asta, e ce trebuie, să moară băieți, dacă nu e ce trebuie. Facem un raliu, vărucule. Nu, că mi-e frică acum, că, na. Vericule, vezi că asta se pune în bot la 120, asta nu mai trage la 120. Asta nu mai trage la 120, uite-te aici, te spui eu. Bă, vericule, asta e pașină, asta e... Ce vorbim, eu mă chiș, mă, pe așa ceva, mă, eu mă chiș, mă, pe mașini de ăștia, mă, ești nebun la cap. Bă, eu am mașini de... Ce vorbim? Mașini de... Mașini, mă, eu mă duc în Italia, mă, eu lucru în Italia, mă, băiatule, mă. Bă, eu lucru în Italia, mă, am mașini de mașini, mă, ui, aici, ui, cu ce să plecam, mă, mâncați. Mă, cam grăbesc. Ne mai auzim. Bine, bossul, ne auzim, șerifule, numai bine, mă, sunt vericule dacă e ceva. E faină pula aia, coaie, bravo, ai nimerit-o, ai, bravo. Mersi, mersi. Ești bine, vă rog. Ești prost? De ce să fiu prost? Auzi, mă. Da. Pe mă auzi, mă? Da, gata. Hai să mergi să bem o bere, hai să. Tu nu te uiți când ai pe spatele? Păi tu vii cu viteza aia între mine. Păi da, tu nu te uiți în spate? Păi când tu vii așa pe contrasens, domnul. Tu te duci cu spatele. Păi da, domnul, dar eu am voie dumneavoastră ați venit pe contrasens așa, rachetă. Pe dublă continuă. Vreți să chemăm poliția?
Bine.